faimoșii au dat totul pe traseele de la Survivor România 2021, dar în ciuda eforturilor, aceștia nu s-au putut impune în fața războinicilor în această săptămână, astfel că au pierdut ambele jocuri de imunitate. Faimoșii au ajuns în situația de a avea inițial doi concurenți în pericol de eliminare, Costi Ioniță și Roxana Nemeș, ambii fiind votați spre eliminare de restul echipei în cadrul consiliilor de nominalizare. Ulterior, în pericol s-a aflat și Alexandra Stan, aceasta fiind nominalizată de Zan Nidache, cel mai votat faimos în această săptămână. Care a fost decizia publicului? Performanțele lor sportive din această săptămână, dar și comportamentul pe care l-au avut în cadrul echipei sunt doar două detalii pe care faimoșii le-au luat în calcul atunci când au decis să îi nominalizeze spre eliminare pe Costi Ioniță și Roxana Nemeș. Faimoșii și-au exprimat votul, dar decizia finală a aparținut publicului. Astfel, Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021, a anunțat că va părăsi competiția concurentul care a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Consiliul de eliminare din această seară a fost unul dificil pentru faimoși. Preferințele publicului au fost clare, astfel că după ce a prelungit pentru câteva clipe suspansul, Daniel Pavel a rostit numele concurentului care se va întoarce în România. Este vorba despre Costi Ioniță. Costi Ioniță este concurentul care a primit cele mai puține voturi din partea publicului, astfel că pentru faimos, acum se încheie aventura Survivor România 2021. Costi Ioniță a spus încă din momentul în care a fost nominalizat de colegii că decizia acestora este una înțeleaptă, iar înainte de a se întoarce în țară, concurentul de la Survivor România 2021 a rezumat ce a însemnat această experiență pentru el. Cum să zic, nici nu regret nimic, nici nu mă bucur de ceva anume. Cred că e foarte important în viața unui om să fie echilibrat și să primească orice fel de veste cu tărie, cu seriozitate. M-am simțit foarte bine aici, am învățat foarte multe lucruri. Este o experiență extraordinară și o recomand tuturor care vor avea posibilitatea. Cam asta este. Eu merg înainte cu ceea ce am de făcut, o să am de făcut și o să fac lucruri minunate și mărețe. A spus Costi Ioniță, concurent la Survivor România 2021 în echipa faimoșilor.